Dacă aveți drum zilele acestea prin Bucovina, cu siguranță nu trebuie să ratați festivalul medieval din Cetatea de Scaun a Sucevei. Spectacolul a început cu o paradă în fața celor peste 30.000 de suceveni, dar și turiști veniți inclusiv din străinătate. Cavaleri, domnițe, dar și bufoni de la curtea regelui au încântat privirile. Este cea mai mare paradă medievală din Europa Centrală și de Est. Peste 550 de cavaleri și domnițe au furat privirile sucevenilor și turiștilor veniți în număr mare să vadă parada medievală. Ulterior, cu toții au poposit în cetatea de Scaun a Sucevei, după un traseu de 7 km prin oraș. Este cu siguranță spectaculos, nu am avut ocazia să particip în alt oraș din România. Studiez în străinătate și am văzut alte festivaluri și e foarte personal, e foarte activ, e foarte plin și colorat. Am venit la Oradea, de luna trecută a fost acolo, a fost și acolo un festival foarte mare. Cel de la Suceava ne place mai mult pentru că evident este acasă la noi și cetatea arată minunat. Perioada pe care noi vrem să o reproducem este cea a voievodului Ștefan cel Mare. Echipamentul împreună cu costumația pe care noi o folosim reprezintă secolul al XV-lea, secolul al începutul secolului al XVI-lea. Avem un echipament diversificat, de la straie poloneze, la arme occidentale, arme otomane. Străzile orașului au fost pline de copii însoțiți de părinți. Cu toții s-au pozat cu personajele din epoca străveche și au însoțit pe tot traseul paradei. E foarte fain, îmi plac costumele. Îmi plac costumele, cum sunt făcute. E foarte frumos. Cum vi se pare? Foarte tare. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Că au venit turcii. Mi-a plăcut că am văzut cu foc toate chestiile. Sunt foarte frumoase. Cum vi se pare la paradă? Super, nu ne-am așteptat. Noi suntem din Dorohoi, suntem în trecere și am oprit să ne uităm. Prima dată ne-au atras făcliile, n-am văzut, n-am știut ce se întâmplă. Și apoi am oprit mașina, am parcat și am venit să ne uităm. Totul, tradițiile, absolut totul. Organizatorii anunță 3 zile de poveste în cetatea lui Ștefan. Anul acesta sunt prezente la Suceava 10 trupe noi, între care 2 din Slovacia, 2 de la Timișoara, una din Ungaria. De asemenea, bine noi, ca element de noutate, aduce un număr mai mare de cai în paradă și pe parcursul celor 3 zile de festival. E un festival internațional încă din 2016, dar anul acesta avem circa 550 de participanți îmbrăcați în costumații senzaționale din 7 țări. Festivalul medieval continuă până duminică în cetatea de Scaun a Sucevei. Turiștii vor putea participa și la spectacole cu foc și lasere, pantonimă, teatru și concursuri pentru copii.